Actele de vandalism creează pagube însemnate în parcul 1 mai din Măgidia. Mai multe persoane au distrus bunurile amplasate aici. După ce victime au fost băncile și corpurile de iluminat, acum scena este punctul de atracție. Vom încerca să ștergem sau să acoperim aceste mesaje care sunt jignitoare la adresa tuturor. Locuitorii din Măgidia spun că sunt obișnuiți cu risipa banilor publici, însă speră ca până la finalizarea lucrărilor să mai rămână ceva din toate investițiile făcute în zonă. În 2-3 ani de zile o să fie un dezastru. N-au nimeni să păzească cât de cât, uite, au distrus aici tot. Bănci, încolo la fel. Așa e înainte? Hai, vezi. Bate joc de noi. Actele de vandalism sunt sancționate prin lege. Asta dacă răufăcătorii sunt prinși. Lucrările pentru amenajarea parcului continuă. Reprezentanții primăriei promit că vor lua măsuri pentru ca bunurile amplasate pe domeniul public să nu fie distruse.